Hei, salutare toată lumea, eu sunt OGaming Ro și astăzi aș dori să explic evenimentul Lunar New Year. Este anul câinelui chinezesc, data trecută a fost evenimentul Carnival cu carnavalul din Brazilia. De această dată m-au surprins mai mult băieții de la EA pentru că au făcut un eveniment mult prea șmecher și astăzi am să vi-l explic. Pentru început, noi trebuie să dăm click aici, pe prima casetă, unde scrie Lanterns, adică aceste lampioane. Țin minte că și eu le lansam când eram mic. Și de aici putem face rost de aceste Lunar Points-uri, care sunt foarte importante. De ce sunt foarte importante? Cu aceste Lunar Points-uri poți cumpăra jucători, dacă vei da la Celebration, a treia casetă și ultima. Uitați, eu am făcut rost de un Lunar Point și l-am dat ca să-l fac pe acest Striker, dar aș dori să-l fac pe acest LB, pentru că este mult mai bun. Și am nevoie de 3 Lunar Points-uri. Și sunt foarte importante. Și de aceea trebuie să jucăm de la prima casetă, de la Lanterns, pentru că sunt foarte importante. Am să fac aici un skill game. Acest eveniment seamănă și destul de mult cu evenimentul Carnival, pentru că sunt și oferte pentru a cumpăra jucători. Poți face lampioanele sau ceva de genul. Sunt niște lampioane și la 20 de lampioane făcute poți face rost de 25 skill boost-uri, 50.000 de gold, XP și așa mai departe. Este exact cum era la Carnival cu acele confetiuri, numai că e un pic mai diferit. Ok, nu reușesc să termin acest skill game. Da, sunt cam varză la skill game-uri. Numai bar am dat, dar nu-i nimic. Oricum o să obțin acest Lunar Point, eu speram să-l obțin de prima dată. Ok, perfect. Perfect, și de data asta am să vă vorbesc și am să dau mai multe detalii pe parcursul acestui videoclip. Și nu uitați să apăsați și pe acel buton de like. Și am făcut acest skill game, am luat acest Lunar Point și ne ducem la Celebration, dar am nevoie de mai multe Lunar Point-uri, pentru că aici, ca să fac acest LB, să îi încep skill game-urile, am nevoie de 3, dar eu am 1. Dacă mai fac 2, o să pot să-l încep. Și cam așa se fac jucătorii. Nu v-am explicat partea de Red Envelop. Aici poți lua un jucător și anume Samson, este un CDM și cu aceste poți lua Lunar XP, Samson, jucătorul Samson, CDM Samson și aceste Lucky Points-uri care sunt foarte importante, deoarece cu aceste Lucky Points-uri poți cumpăra jucătorii Lunar New Year și skill booster, cum v-am spus și mai devreme, și mai multe chestii. Cred că voi cumpăra sau habar n-am ce voi face cu acestea. Facem și un mic pack opening. Ok, ne-au picat 1888 de bănuți. Și haideți să vorbim puțin și despre jucători. Eu v-am explicat ce era de explicat. Nu este atât de greu. Jucătorii care plac mie cel mai mult de aici sunt Robertson, Romagnoli, Samson, Joao Cancela și Mota. Mota care este CDM și Tolisona. Mai mult de atât nu-mi place de aici. Și hai să zicem și acest goalkeeper, care cred că este olandez, da, este olandez. Dacă l-aș face pe acesta, ar fi mult mai bun decât Yashin, legenda Yashin, adică uitați ce atribute are.
Are 92 la dribbling, adică poate să facă și braziliana. Vă dați seama, să ai portar în prima echipă care să facă și braziliana ar fi chiar super bine, dar eu am doar 89 VR, nu cred că îl voi face. Și da, fraților, cam acesta a fost evenimentul Lunar New Year, explicat pe canalul meu. Sper că v-a plăcut videoclipul, eu am fost DoGamingRo, noi ne revedem data viitoare cu un nou videoclip, la revedere!